Bună ziua, prieteni! Iată că am revenit din nou la lucrarea pe care v-am arătat-o la început. Este o cascadă cu un iaz, mini iaz. Pe spate am reușit ca să punem acel suport de beton pentru piatră. Am pus nisip pe toate zonele, treptele care vor duce către adâncimea maximă de 2,15 m ca să poată să ierneze peștii coi. Am pus tegulețe care vedeți unde vor fi închipte zonele de suport pentru țeava de jur împrejurul linerului. Am adus și geotextilul. În scurt timp o să vă arătăm și restul produselor care vor fi puse pe această lucrare. Iată că acum punem și geotextilul de rezervă. Este pus pe direct pe nisip ca să nu se spargă cumva folia, linerul de fapt. Dar după acesta vine celălalt negru. L-avem pus deoparte și o să vedeți imediat că se pune și bucata mare. Am reușit să punem și geotextilul. Avem dublură, geotextil alt și celălalt negru. Cel negru este de 300, celălalt de 250. Acum prindem pe bagheta pe care am pus-o din țeavă de 40 niște șoricei pe care îi prindem cu siguranța de a nu se depărta de această țeavă geotextilul în timpul în care montăm linerul pe zona de iaz. Am reușit să punem și linerul astăzi. Am poziționat câteva piete pentru susținere și aceasta va fi placa de bază pentru intrarea apei de pe prima cuvă pentru a aduce din pompa centrală apa în zona respectivă. Sunt 4 intrări și una de filtru. Sper că o să vă placă și o să urmăriți îndeaproape această lucrare a iazului și a cascadei cu 4 intrări de apă. Vă mulțumesc!